Banca Mondială a blocat 45 de milioane de dolari, bani destinați pentru suportul bugetar pentru anul 2015. Pasul înapoi este din cauza jafurilor din sistemul bancar și a lipsei unor acțiuni concrete din partea conducerii Republicii Moldova în vederea soluționării problemelor în acest domeniu. Potrivit șeful băncii mondiale Alex Kramer, Banca Mondială poate oferi sprijin unei țări doar atunci când bugetul național al țării este sustenabil și reflectă deciziile în materie de politici. Guvernul va trebui să emită obligațiuni de stat pentru a proteja deponenții de frauda din sectorul bancar iar bugetul țării pentru 2015 nu include în prezent costul dobânzii aferent acestor obligațiuni. Prin urmare, bugetul național nu este pregătit să beneficieze de suport bugetar din partea băncii mondiale. În aceste condiții, Banca Mondială recomandă autorităților ca cele trei bănci aflate în prezent sub administrare specială, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, să fie lichidate. În schimb, liderii Coaliției de Guvernare de la Chișinău își doresc ca Banca de Economii să fie naționalizată. Noi recomandăm autorităților ca cele trei bănci aflate în prezent sub administrare specială, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank să fie lichidată. Orice încercare de a naționaliza și a recapitaliza Banca de Economii nu ar spori doar costul direct pentru bugetul public, dar ar crea și un risc ca banii contribuabililor să fie utilizați pentru a acoperi pierderile ascunse și pierderile potențiale de viitor. Într-adevăr, nu este exclus că o parte din datoriile restante ale băncii de economii sunt către persoane implicate în această fraudă. Dacă acest lucru ar fi adevărat, revitalizarea băncii de economii le-ar permite să extragă și mai mulți bani din contul contribuabililor, a mai spus Alex Kremer.